Revolta kazahilor se transformă într-o baie de sânge. Ajutat de militarii ruși, președintele Tokayev a dat undă verde unei represiuni în forță. A ordonat armatei să tragă fără somație în protestatari pe care autoritățile îi consideră teroriști. 100 de români se află în vâltoarea conflictului. Deocamdată, niciunul nu a cerut asistență consulară. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. S-a dezlănțuit iadul în Kazahstan după ce președintele a ordonat armatei să deschidă focul împotriva manifestanților. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Протестele care au cuprins marile orașe din Kazahstan s-au soldat deja cu zeci de morți și sute de răniți. Victimele sunt atât din rândul protestatarilor, cât și din cel al forțelor de ordine. Ajutați de peste 3.000 de parașutiști ruși, dar și din alte state ex-sovietice, militarii kazahi par să fi domolit revoltele. Violențele sunt încă la ordinea zilei. Aeroportul, băncile și clădirile din Almaty, cel mai mare oraș al țării, au fost devastate. Între timp se conturează și un prim lider al revoltei populare. Este vorba de Mukhtar Ablyazov, un fost membru al cabinetului care trăiește în exil la Paris după ce a fugit din țară în urma unor acuzații de fraudă. Potrivit datelor oficiale, în Kazahstan se află și 100 de cetățeni români. Niciunul nu a cerut repatrierea. Cei mai mulți sunt contractori privați din industria petrolieră. De altfel, Kazahstanul este principalul partener economic al României din Asia Centrală. Valoarea schimburilor comerciale dintre cele două țări s-a cifrat anul trecut la aproximativ 1 miliard de euro. Ministerul Afacerilor Externe de la București a declarat că ambasada din Nur-Sultan este pregătită să le ofere ajutor și consultanță cetățenilor români. Orice român aflat în Kazahstan și care are urgență poate să sune la numărul de telefon afișat pe ecran.